Ceva de genul, colțișor în partea aceasta și în mijloc un model, modelul principal. Cam cât de mare va fi carpețica asta? Ca cât ține urzeala. Deci o ducem undeva până, că ea se rulează și o ducem undeva până în spate. 70-80 de centimetri, 50-60, cam așa. Cam cât timp vă ia să o terminați? O țesătură în păr de capră o duc undeva la o săptămână. Deci care e secretul? Un fir da, un nu, ca să zic da, așa? Sau un fir da, un nu. Ce se întâmplă? E tehnica țesutului tip scoarță românească prin alesătură. Deci totul se alege cu mâna. Firele din spate se aduc în față, iar când ne întoarcem, urmărim traseul suveicii. Deci nu se lucrează cu suveica, se lucrează în tehnica simplă. A făcut din meșteșugul țesutului o artă care a fost recunoscută și pe plan mondial. Meșterul popular Amelia Papazisu îndrumă zeci de copii către arta populară și a reușit de-a lungul vieții să ofere patrimoniului cultural sute de țesături din păr de capră. Totodată a arătat lumii întregi zona Buzeului prin prezența sa la expoziții și târguri. Creatoarea populară Amelia Papazisu și-a descoperit înclinația pentru țesut la vârsta de 21 de ani, când a deprins câteva tehnici de la o vecină. Apoi s-a specializat în tehnica țesutului în război vertical de la măicuțele de la Mănăstirea Rătești, acolo unde acest meșteșug era bine executat, iar lucrările făcute erau unele deosebite. Din această artă, Amelia Papazisu și-a făcut și meseria. Pentru că munca era una plăcută pentru ea, s-a hotărât să o dea mai departe către alte generații. Acest meșteșug am încercat să-l transmit mai departe copiilor de la Clubul Copiilor din Beceni și bineînțeles că cu timpul acest meșteșug a devenit o pasiune. Lucrez în păr de capră, m-am axat pe această tehnică a țesutului în păr de capră, deoarece este o tehnică unică în Europa și dacă nu mă înșel chiar în lume și vreau să transmit mai departe ceea ce fac, atât persoanelor care sunt doritoare din sat, cât și elevelor pe care le am la Școala Populară de Artă din Buzău. Universul de zi cu zi al Ameliei Papazisu se împarte între casă, unde are atelierul propriu de creație și Clubul Copiilor din Beceni, precum și Școala Populară de Artă, unde le predă atât adulților, cât și copiilor tainele țesutului în lână și păr de capră. Fiecare meșteșug are câte un secret, dar eu încerc să nu-l păstrez pentru mine, să-l dau mai departe și sper din toată inima ca să am eleve care vor practica acest meșteșug. Pentru că a făcut dintr-un vechi meșteșug o artă și pentru că vrea ca obiceiurile să nu se piardă, creatoarea populară a fost răsplătită și pe plan mondial. Pentru meritele sale culturale a primit titlul de Tezaur Uman Viu de la UNESCO, de care se mai bucură alți doi buzoieni, Adela Petre și Mircea Micu. Acest titlu, cum să vă spun, este dat persoanelor care transmit un meșteșug autentic mai departe, îl execută și transmit mai departe. Da, este o onoare pentru mine, dar în primul rând și pentru județul Buzău și pentru cultura buzoiană. Atât titlul de tezaur uman viu, cât și distinția de meritul cultural obținut de la președinția României. Da, pentru cultura buzoiană eu zic că e un lucru foarte bun. Suntem mai mulți, nu sunt numai eu, suntem trei persoane cu titlul de tezaur uman viu. Și sper să ca elevele mele să obțină la rândul lor acest titlu. Amelia Papazisu s-a născut pe 20 mai 1957, a intrat în învățământ în anul 1978 ca profesor suplinitor, apoi din anul 1984 a devenit instructor la Cercul de Țesături Tradiționale al Clubului Copiilor din Beceni, fiind totodată și profesor al Centrului Județean de Cultură și Artă. Este coautorul unei enciclopedii de artă și cultură tradițională, alături de sociologul Gheorghe Petcu și de-a lungul anilor a organizat zeci de expoziții personale de țesături, ștergare și costume populare din colecția personală a familiei Papazisu.